Firmele mari și mijlocii scapă de amendă dacă, la data de 1 septembrie, nu vor avea instalate casele de marcat cu jurnal electronic. Ministerul Finanțelor recunoaște că pentru mulți comercianți, achiziționarea și instalarea noilor case de marcat nu va fi posibilă până la termenul stabilit, motiv pentru care a decis să nu aplice deocamdată amenzi. Potrivit legii, la data de 1 septembrie, toate firmele mari și mijlocii ar fi trebuit să fie dotate cu aparate de marcat cu jurnal electronic conectate online la serverele fiscului. Potrivit proiectului de act normativ care vine să-i mai păsuiască pe comercianți, organele de control vor analiza situația comerciantului verificat, dar nu vor aplica amenzi de la 1 septembrie, doar avertismente în unele cazuri. În cazul în care comerciantul are aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat, se va aplica un avertisment, iar organul de control va stabili un termen scurt de instalare. Dacă nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar pe piață există aparate corespunzătoare activității sale, organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare. Aceeași măsură se aplică și dacă nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar a făcut comandă la distribuitorul autorizat. În situația în care comerciantul nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic și nici nu există pe piață aparate de marcat cu jurnal electronic dedicate activității sale, organul de control aplică avertismentul și stabilește în planul de remediere un termen mai lung de dotare, de exemplu 90 de zile. În cazul în care fiscul nu ar fi venit cu această amânare, comercianții riscau sancțiuni usturătoare din prima zi a lunii viitoare, amenzi de până la 20.000 de lei plus închiderea activității până la achiziționarea caselor de marcat cu jurnal electronic.